Visierul bunătăților și dărătorule de viață, vino și te sărășulește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Amin. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreptatea și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Dumnezeul nostru cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Chiuiți și strigați cu laude, cântați Domnului cu harpa, cu harpa și cu cântece în gură, cu trâmbițe și cu sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului nostru. Să urle marea și tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și toți ce locuiesc în ea, să bată din palme râurile, să strige toți de bucurie, toți munții înaintea Domnului, căci El a venit să judece pământul. El va judeca pe lume cu dreptate și pe popoare cu neprihănire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Că Ta este puterea, slava și împărăția al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta, acest ceas de rugăciune, Doamne, venim înaintea Ta, să-ți aducem, Doamne, numele Domnului Iisus, mulțumirea noastră și recunoștința noastră pentru toate lucrurile care le-ai făcut în viața noastră, Doamne. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, în primul rând pentru Tine. Tu, Doamne, Te-ai durat de noi și ai coborât la noi, Doamne, și ni Te-ai făcut cunoscut. Îți mulțumim pentru aceasta și Îți suntem veșnic îndatorați și recunoscători. Îți mulțumim, Tată Sfânt, pentru Domnul Iisus, mulțumim că Tu L-ai dat ca jertfă pentru noi. Căci prin sângele Lui, Doamne, Tu ne-ai spălat, Tu ne vezi neprihăniți, Doamne, ne socotim neprihăniți.
Îți mulțumim, Doamne, pentru acestea. Venim înaintea Ta la ceasul rugăciunii și Te rugăm să cobori în acest loc, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Să vorbești fiecare inimă, Doamne, după nevoile noastre, după ceea ce știi Tu, Doamne, că este mai bine. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi, să ne dai îmbărbătare și hrană pentru săptămâna ce vine, Doamne. Te rugăm, Tată Sfânt, să te îngrijești și de frații noștri și de surorile noastre, pe fiecare, după numele Lui, după casa Lui, după familia Lui, Doamne. Te rugăm să îi binecuvintezi, Doamne, și să ne cercetezi pe toți, să vedem cum stăm înaintea Ta și să ne dorim îndreptarea, Doamne, și pe zi ce trece, Doamne, să biruim tot ceea ce este rău și ne disparte de Tine. De aceea cerem puterea Ta în viețile noastre, Doamne. Cerem Duhul Tău cel Sfânt să ne îndrume, să ne lumineze în tot ceea ce nu este după voia Ta în viețile noastre. Și, Doamne, să luptăm cu ajutorul Tău, să biruim, Doamne, toți uriașii care ne mai țin, Doamne, la pământ. Te rugăm pentru cântare, Doamne, Te rugăm pentru poezie, pentru cuvânt, să fie sub revărsarea Ta, Doamne, să ne vorbești, Doamne, să ne mângâi, să ne bărbătezi. Mulțumim, Doamne, pentru toți frații noștri, pentru cei bătrâni, Te rugăm să-i binecuvintezi, să-i întărești, Doamne, și să fii Tu cu ei, Doamne, în toate zilele vieții lor. Te rugăm pentru copiii adunării, Te rugăm pentru frații tineri, pentru frații frâni, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi pe fiecare. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să fim o mireasmă plăcută Ție în lumea aceasta. Să ne străduim să Te arătăm pe Tine în lumea aceasta. Îți mulțumim, Tată Sfânt din Cer. Te rugăm, binecuvintează cântarea și poezia, Doamne. Dă-ne balsam pentru inimile noastre și unge-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Pentru toate îți mulțumim, Te mărim și Te slăbim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, veci de veci. Amin. Maria.